Consilierii liberali susțin că în viitorul legislativ, în ciuda poziției lor minoritare în Consiliul Județean, vor susține toate proiectele care vor fi puse în slujba nemțenilor și implicit ale romașcanilor. De altfel, cele două proiecte legate de finanțarea celei de-a doua tranșe pentru achitarea aparatului radiologic achiziționat de Spitalul Roman și acela de obținere a aprobărilor pentru ambulanța Smurd Team fac parte din categoria proiectelor prioritare pe agenda PNL. Era prins în programul nostru Neamț 2020, dar acum întrebarea asta cred că ar trebui să o adresați reprezentantul PSD-ului. Din punctul nostru de vedere, noi vom vota tot timpul. Promovarea proiectului de alocare a aproximativ 500 de milioane de lei pentru achitarea celei de-a doua tranșe a aparatului radiologic face parte din categoria celor care au nevoie de majoritate de voturi pentru a putea trece în plenul Consiliului Județean. Pe un asemenea proiect, cei de la PSD vor avea noi niște parteneri. Exact. Tot ce va fi în interesul cetățenilor și nu în interesul lor personal. Dacă îl va promova cineva, că mi-e teamă că nu va mai promova nimeni. Noi ne luăm angajamentul aici, noi doi, că îl vom promova. Fața dumneavoastră și, da, și a romașcanilor. Privitorul postmasă de că vom promova acest proiect. Cu asta, deci, îl pierdem. Puteți să puneți că știți cum e, breaking news. Noi ne asumăm acum și ne luăm angajamentul că îl vom promova. O să vedem și la vot. Prioritățile proiectelor liberale sunt legate de sectoare esențiale ale vieții nemțenilor, respectiv sănătate, învățământ sau cultură. Politica PNL-ului, și în special vorbim aici personal, politica PNL-ului Neamț, este politica pe sănătate, cultură și tot ce ține de social. Deci, tot ce va ține de sănătate, învățământ, noi vom aprova. Indiferent cine va veni cu proiectul, noi vom fi. Direcțiile esențiale de dezvoltare a județului Neamț, în virtutea cărora vor acționa consilierii locali și județeni ai PNL, sunt incluse în documentul programatic Neamț 2020, promovat de liberali încă din timpul campaniei electorale pentru alegerile locale. Cei 14 consilieri, toate proiectele care vor face parte din cei 3 piloni pe care am promovat și prin proiectul Neamț 2020 în speță, sănătate, educație și cultură, vor fi promovate intens de cei 14 consilieri județeni. Am spus-o pe tot parcursul campaniei electorale, că un om sănătos, educat și cult se poate descurca în orice condiții. De aceea, acești 3 piloni îi vom promova în orice... Voi promova, asta înseamnă că veți iniția dacă nu inițiază ceilalți. Exact, da. Exact. Noi vom iniția toate proiectele din Neamț 2020, dar va fi, nu ține de noi dacă nu avem majoritate, dar le vom iniția. Și atunci dumneavoastră presa veți observa. Promovarea celor două proiecte legate de Spitalul Municipal de Urgență Roman depinde de votul majoritar al consilierilor județeni. În Consiliul Județean Neamț, majoritatea este formată din 17 consilieri PSD care au făcut alianță cu cei 4 consilieri aparținând PMP și ALDE.